Dani Oțil a fost cel de-al patrulea jurat de la iUmor. Prezentatorul TV a luat parte în emisiunea de la Antena 1, care a rulat pe micile ecrane seara trecută. În cadrul show-ului a avut parte de o surpriză. Gabriela Prisăcariu a susținut un număr de roast în fața celor patru jurați, ținta fiind soțul ei. Însă, în cadrul numărului, soția prezentatorului de la Antena 1 a avut și o glumă prin care a vizat-o pe Mihaela Rădulescu, fosta parteneră de viață lui Dani Oțil, care se află la Monaco. Primul invitat la nuntă pe listă a fost Ristei. Este adevărat, nu Răzvan, pentru că bunica lui Dani s-a mutat la Monaco. Soacra mea i-a explicat lui Dani că primul lucru în viață când te însori este să treci pe listă lăutarii, a spus Gabriela Prisăcariu la iUmor. După numărul pe care l-a susținut, Gabriela Prisăcariu a fost criticată dur pe rețelele de socializare. Mesajul pe care l-a primit l-a postat pe internet la momentul respectiv. O persoană care o admiră pe Mihaela Rădulescu i-a transmis un mesaj dur. Ce penibilă ești! N-ai făcut nimic important în viața ta! Doar te-ai măritat cu Dani! Habar n-avem ce-a găsit la tine! O glumă mai proastă nu am auzit. Se vede că ești tare frustrată, așa tânără cum ești, a fost mesajul primit de soția lui Dani Oțil. Frumoasa blondină a primit și alte comentarii răutăcioase. Nu vei fi niciodată o divă cum este Mihaela Rădulescu. Dacă aș fi fost în locul tău, n-aș fi avut curaj să zic ceva de Mihaela Rădulescu. Uită-te la tine și uită-te la ea. Acestea sunt doar câteva dintre comentariile primite pe rețelele de socializare. Și Gabriela Prisăcariu a avut o reacție, deși s-a rezumat la câteva cuvinte. Oamenii deștepți înțeleg umorul, a spus frumoasa blondină la rândul său.